Ce bine că la capătul fiecărei săptămâni Dumnezeu a pus o zi de duminică. Duminica răscumpără săptămâna. Totul începe cu ziua de luni, zi grea după cum am auzit, și urcăm spre duminică. Așa că aproape nu contează cum a fost săptămâna, fiecare știe cum a fost. Important e să o răscumpărăm, să o salvăm duminica. Putem zice, binecuvântată fie duminica. Amin. Cu toată bogăția ei. Amin. E de prisos să vă mai spun că veșnicia înseamnă o duminică fără sfârșit. Vă puteți imagina o zi de duminică ce să nu fie urmată de ziua de luni? Duminică? Luni? Aceea va fi veșnicia. Să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim pentru ea. Amin. Am să vă invit să ne ridicăm. Am să-l rog pe Costel să-mi dea ochelarii, dacă tot mi-a fost student, că i-am uitat. Și am să vă rog să deschidem la cartea Iov, capitolul 42, de unde citim primele 6 versete. Iov 42. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Amin. Să ne așezăm. Iov este în Scriptură un monument de suferință. Nimeni dintre personajele Scripturii nu suferă mai mult, mai aprig, mai dramatic decât Iov. Iar cartea care îi poartă numele, ce poate fi altceva decât o reflexie profundă și extrem de complexă, cu conotații filozofice adânci, tot pe problema suferinței. Cartea se împarte în trei părți inegale. Prima parte a cărții Iov, facem un survol, dacă îmi permiteți. Prima parte se numește prolog, sau noi o numim prolog, de la prologos, de la începutul cuvântului mare, un fel de introducere, iar prologul este în primele două capitole, deci capitolele 1 și 2, unde avem teza cărții, adică evenimentele propriu-zise care se întâmplă în viața lui Iov, în familia lui Iov, necazurile succesive care vin asupra lui și toate acele necazuri grozave într-o singură zi. Să nu pierdeți în vedere acest detaliu. El suferă pe toate planurile, iar toată suferința debutează într-o singură zi. Aici e grozăvia. După prolog, avem partea a doua a cărții, care este cea mai lungă dintre toate, pe care o putem numi, ca să reținem mai ușor, dialog. Iar dialogul începe în capitolul 3 și se finalizează undeva în capitolul 42, versetul 6. Noi am citit ultima parte a celei de a doua părți, numită dialog. Ce înseamnă dialog? Dialogos, din nou logos, cuvânt. În traducere directă, dialogos înseamnă să împărțim cuvintele. Se pleacă de la premisa că toți știm toate cuvintele, doar că nu le rostește unul singur, pentru că ar fi, cum? Monolog. Ceea ce veți primi în această seară va fi un monolog, nu va fi un dialog, vă rog să nu aveți nădejdi prea mari. Monologul e foarte comod, mai ales pentru cel care vorbește.
Dar dialogul e provocator pentru că nu știi cine ce spune, nu știi ce întreabă și, în fine, devine complicat, dar noi nu ne vom complica. Dialog înseamnă hai să împărțim cuvintele. Prin urmare, toți știm cuvintele, doar că le spunem în interacțiune, știți? Adică câteva spun eu, câteva spune celălalt și până la urmă spunem toate cuvintele. Acum nu vă întrebați prea filozofic care sunt acelea toate cuvintele. Dialogul cărții Iov se întinde pe 10 de capitole și are ca protagoniști, pe lângă personajul principal, Iov însuși, pe cei 3 prieteni ai lui Iov. Hai să ne aducem aminte cum îi chema. Mai începem o dată. Elifaz, Bildad și Sofar. Mereu în listă, în această ordine, ordinea vârstei, cel mai în vârstă și apoi cel mai tânăr, ultimul. Avem așadar pe aceștia 3 care, țineți-vă bine, au în interacțiunea cu Iov după 7 zile de tăcere, când în sfârșit încep a vorbi, au în interacțiunea cu Iov 3 runde de conversații. Adică de 3 ori cei 3 vorbesc cu Iov. Și după fiecare discurs a celor 3 prieteni, Iov ce face? Răspunde. Obositor n-a fost așa de mult pentru cei 3, pentru că atunci când unul vorbea, ceilalți făceau pauză. Obositor a fost pentru cine? Pentru Iov. Vă rog, din această cauză, nu-l judecați pe Iov că uneori răspunde prea aspru, uneori spune cuvinte pe care sigur le-a regretat mai târziu. Pentru că el a fost chiar provocat, iar raportul a fost de 3 la 1. Vă aduc aminte că la un moment dat în dialog, undeva la capitolul 32, intervine un al 4-lea prieten care nu este nominalizat nici în lista din prolog, nici în cea din epilog, și acela este Elihu. El vine ca un înger și el are un discurs cu totul aparte. Vom reveni. Așadar, este mult dialog, este partea aceasta de dialog în care intervine în cele din urmă ca un cuvânt ultim și decisiv, Iahve, Dumnezeu care vorbește. După prolog și dialog, mai rămâne o parte care apare în ultimul capitol, capitolul 42, versetul 7 la 17 și pe care îl numim sau o numim epilog, prolog, dialog, epilog. Epilogul este un happy end în cazul acesta, este un final cu totul remarcabil, fericit și încurajator, un final entuziast în care îl vedem pe Iov că este restabilit cumva din toate punctele de vedere, ba chiar din punct de vedere pământesc în ceea ce privește bunurile, primește de 2 ori, dacă faci socoteala cu prologul, de 2 ori primește acea bogăție pe care a avut-o înainte, dar copiii îi primește în același număr, 10 copii înainte, 10 și după, pentru că nu știa să fie tată de 11 copii dacă n-a mai fost. Și iată cum toată această carte superbă a lui Iov are aceste 3 părți mari care s-ar putea să vă ajute să vă reapropiați de carte cu un pic mai mult curaj, pentru că de altfel ea este intimidantă. Ei bine, de-a lungul cărții și în mod deosebit, dragii mei, în partea aceea de dialog despre care vă spuneam, putem să identificăm 3 întâlniri majore, 3 întâlniri capitale pe care Iov le are. Putem să numim aceste întâlniri, dacă vreți să punem un titlu predicii, chiar dacă e predică de seară, eu zic să-i punem un titlu. Putem să numim predica întâlnirile vieții, pentru că cele 3 întâlniri ale lui Iov sunt, de fapt, la scara vieții fiecăruia dintre noi, întâlnirile noastre, ale vieții noastre, oricare de aici. Hai să începem prin a le prezenta, aceasta fiind de fapt predica. Sunteți pregătiți? Mulțumesc pentru entuziasm. Prima întâlnire este întâlnirea cu prietenii. Întâlnirea cu prietenii. Cum vă spuneam, Elifaz, Bildad și Sofar, repet din când în când ca să rămânem cu ei în minte, e întâlnirea cu prietenii, adică acei oameni minunați care avuseseră înainte o relație cu Iov și care auzind de necazul
Necazul acela inedit, dramatic, ce a venit peste Iov și casa lui, se duc de îndată pentru a-l încuraja și după ce ajung în fața unei asemenea drame, zice că n-au putut să spună nimic. Și-au tăcut câte zile? E aproape un record, că toți suntem încă la Jocurile Olimpice. Au tăcut 7 zile, apoi au vorbit de nu-i mai puteai opri. Am uitat să vă fac o mențiune, dintre cei 3 prieteni vă spuneam că sunt fiecare 3 runde de intervenție, de dialog, cu excepția lui Țofar, care în ultima rundă nu mai are ultimul discurs, deci el e singurul care se abține în final. Vom ajunge și acolo. Și iată-i pe ei intrând în acest dialog cu Iov și de la un dialog la altul, am să vă descriu cele 3 runde, da, prin capitole cumva, de la un dialog la altul, până la urmă se pare că toți au același mesaj, toți au aceeași idee centrală. Dar întâi să vedem rundele. Prima rundă, capitolul 4 și 5, Elifaz, da, ia cuvântul. Am putea să punem runda aceasta discursului ceva de genul un sfătuitor care ratează ținta, adică Elifaz în prima intervenție, acum fiind și prima, e un pic de încălzire, știți cum zic, e un pic de cantonament. Capitolele 4 și 5, dacă veți avea plăcerea să citiți, o să vedeți că nu știm bine ce vrea să spună, dar eu cred că nici Elifaz n-a știut bine ce vrea să spună. Se întâmplă și unor predicatori care ajung la microfon și nu știu ei bine ce vor să spună. Atunci noi trebuie să deducem, să facem munca și în locul lor. Cam ăsta e Elifaz. Apoi, Bildad, capitolul 8, ce se întâmplă între 5 și 8 e răspunsul lui Iov. În capitolul 8, discursul lui Bildad, care este apărătorul dreptății lui Dumnezeu, Bildad vine mult mai hotărât și îi spune lui Iov, printre cuvinte și printre expresii, Bildad îi zice, atenție, oricum te-ai simțit, orice ți se întâmplă ție, Dumnezeu este cum? Drept, să nu te îndoiești de dreptatea lui Dumnezeu. Un discurs de altfel foarte corect și un pic radical. Apoi îl avem pe Țofar care vine cu discursul lui, primul, capitolul 11, iar Țofar se dovedește a fi interpretul căilor lui Dumnezeu în lume și Țofar cumva urcă, e un crescendo aici de la un discurs la altul, Țofar urcă cumva cu argumentele la o mai mare înălțime spunând Iov, hai să vedem lucrurile mai în larg, să nu le vedem atât de, cum să zicem, atât de particular, atât de personal. Și când te uiți mai în larg, zice, un pic ar trebui să te relaxezi, pentru că Dumnezeu își urmărește anumite scopuri în lume pe care noi nu le vedem, nu le pricepem. Asta este runda întâi. A doua rundă, Elifaz din nou ia cuvântul, capitolul 15, unde avem discreditarea înțelepciunii omenești și pedepsirea celor răi. Aici Elifaz apasă pe pedală spunând ceva de genul nu se poate, cei răi sunt pedepsiți, iar cei buni sunt răsplătiți, binecuvântați. Deci Iov, și aici deja la a doua rundă lucrurile devin un pic mai personale, mai greu de suportat pentru Iov, Iov, tu ai greșit undeva, chiar dacă nu ți-aduci aminte. Tu de altfel ești un om bun și fără îndoială Iov era un om bun, un om cu foarte multe calități. Asta e clar, Dumnezeu s-a lăudat cu el, dar undeva tu ai greșit și greșeala aceea, uite ce ți-a cauzat. Prin urmare, tu ești un om bun, dar undeva ești rău, s-a întâmplat ceva și din cauza asta vine necazul peste tine. Iov sigur că se apără după aceea. Bildad vine și el cu al doilea discurs în capitolul 18, unde avem o diatribă despre soarta celor răi, adică o analiză foarte interesantă, cum cei răi pățesc rău, cum e logic. Apoi Țofar, în capitolul 20, vine și el cu al doilea discurs. Imaginea grafică a distrugerii celor răi, iar ceea ce face Țofar este ca și cum ai pune o tablă, sau mă rog, un videoproiector, și ai face o prezentare PowerPoint din aceea cu animație și cu tot ce trebuie, în care ți se spune cum cei răi pățesc rău cu adevărat și cum îi pune în categorii. Țofar lucrează cu foarte multă acribie, cu foarte mult. Și Iov suportă tot acest discurs. Dacă vă ajută în cea de a doua rundă, răspunsurile lui Iov sunt cele mai caustice, cele mai dure. El își ia apărarea într-un mod jenant la un moment dat, pentru că totuși, după un anumit prag, toți ar trebui să ne simțim jenați să vorbim despre noi, după un anumit prag, mă refer chiar dacă vorbim de bine.
Iov trece de pragurile acelea și se apără similar, ca să vă dăm un exemplu și din Noul Testament, se apără cam ca Apostolul Pavel scriind Corintenilor, în care vorbește uneori ca un nebun, ca să se apere înaintea lor. A treia rundă, dragii mei, și ultima, Elifaz vorbește în tot capitolul 22, unde e un fel de, runda a treia e un fel de chemare. Știți că unii predicatori, unele predici se încheie cu chemare, nu va fi cazul în seara asta. Seara asta e o predică de reflecție. Dar uneori se poate face chemare, iar Elifaz face chemare și îi zice printre cuvinte, printre Iov, recunoaște-ți păcatul, chiar dacă nu ți-l aduce aminte, recunoaște-l virtual și totul va fi bine. Bildad vine și el din urmă, capitolul 25. Orice explicație rațională, Iov, nu mai te frământa, nu mai întreba de ce. Orice explicație rațională, spune Bildad într-un moment de iluminare, probabil cel mai bun moment al lui, este imposibilă. Nu se poate explica. Și așa cum v-am prevenit, în cea de-a treia rundă, Țofar nu mai zice nimic. A trebuit un pic să-l apreciem că a avut atâta minte, pentru că la sfârșit, cum bine citim în epilog, Dumnezeu a zis, adu jertfe pentru prietenii tăi și roagă-te pentru ei ca să iert, pentru că n-au vorbit așa de drept despre mine. Deci se pare că dintre cei trei prieteni, care a vorbit mai puțin a fost un pic mai înțelept, care a vorbit mai mult n-a fost chiar așa de înțelept. Într-un mic rezumat, fiecăruia dintre cei trei prieteni îi vom da un nume, un supranume. Nu de capul meu am făcut asta, ci consultându-mă cu specialiști care studiază cartea Iov de o viață, care dorm cu Iov, se trezesc cu Iov, mor cu Iov. În dreptul lui Elifaz, dacă doriți să notați, sigur nu notează nimeni, dar așa îmi imaginez eu, puteți spune Elifaz indecisul. Indecisul. Elifaz este labil din punct de vedere argumentativ. La început, bunăoară, este blând, bă, este chiar empatic, dar după aceea, pe cum înaintează, își face curaj, nu știm de unde vine curajul acesta, și devine tot mai acuzator la adresa lui Iov, devine tot mai caustic. Este indecis. Azi te laudă, mâine ce face? Te ocărăște sau te suspectează. Azi îți dă o șansă, mâine ți-o ia aceea care ți-a dat-o ieri. Și uite așa, trăiești cu el, adică în prietenia cu el, în relația cu el, o relație de felul acesta că nu știi la ce să te aștepți și nu te simți în siguranță din punct de vedere relațional. În dreptul lui Bildad scrieți, vă rog, intransigentul. Intransigentul. Intervențiile lui, dacă le veți reciti, sunt justițiare, nu face nicio concesie, nu acordă circumstanțe. Iov, nu ai nicio circumstanță. Ori în prietenie și într-o relație apropiată, omul se simte bine, mai ales în necasă, îi se acorde niște circumstanțe. De altfel, în iubire se acordă circumstanțe, în absența ei nu se acordă. Dacă mă iubești, îmi acord circumstanțe, până la limita subiectivismului. Dacă nu mi-acorzi, nu-mi vei acorda niciodată. Dacă nu mă iubești, nu-mi vei acorda circumstanțe. Bildad este intransigentul. El vorbește așa de corect, de zici că el e Dumnezeu, de zici că el toate bine le știe. Iar Țofar, țineți-vă bine, este insensibilul. Poate și din cauza că vorbește la urmă, vine din duhul ăștia doi peste el. Și el, dacă îi citiți discursurile, adevărat, nu sunt trei, sunt două, dar sunt de ajuns, el este insensibil, este cel mai necruțător dintre cei trei și nu lasă loc de clemență, nu lasă loc de șansă. Pentru el lucrurile sunt clare, sunt evidente. El se miră de ce Iov nu vede așa. În condițiile în care Țofar e bine mâncat, e bine dormit, e sănătos,
n-are nicio boală, familia lui e bine și atunci e ușor să fiți ofar când totul îți merge cum? Bine. Iată-i pe cei trei, indecisul, intransigentul, insensibilul, și spuneam că aceasta este prima și întâlnirea dominantă a vieții lui Iov și a vieții oricăruia dintre noi, Iov și prietenii, adică noi și prietenii, adică noi și majoritatea oamenilor, fraților, surorilor, prietenilor, etc., cu care intrăm în legătură, cu care intrăm în contact. Și mai ales când ni se întâmplă ceva rău, ceva dramatic, cum i s-a întâmplat lui Iov, aceștia, normal că își dau cu părerea, normal că ei sunt acolo, nu live sau da, prin tăcere sau prin vorbire, și cumva ei încearcă să ne ajute, nu reușesc întotdeauna, e adevărat, uneori e obositor, e enervant și pentru Iov a fost la fel, dar aceștia sunt majoritatea oamenilor cu care noi intrăm în contact, noi, adică și eu și dumneavoastră, ca să înțelegem, asta nu se poate schimba. Toți suntem înconjurați, mai ales în momentele noastre delicate, de prieteni, precum prietenii lui Iov. Dacă ar fi să punem un singur cuvânt pe această întâlnire, Iov și prietenii, puteți nota acest cuvânt? Retribuție. Retribuție. Ei propovăduiesc o teologie a retribuției. Să nu vi se pară prea tehnic, am să explic și o să înțelegem cu toți. Teologia retribuției spune așa: nu există un efect fără să fie existat ce? O cauză. Prin urmare, dacă efectul este suferința, înseamnă că trebuie să existe la mijloc un păcat săvârșit de care poate nu ți-aduce aminte, care poate e mic, dar totuși există. Teologia retribuției spune că nu există cauză sau efect fără cauză și cumva are acest determinism, adică mereu ceva s-a întâmplat. A, se poate ca, să zicem, in extremis, chiar tu să nu fi făcut nimic rău, dar atunci ne uităm un pic mai în spate și au făcut cine? Au făcut, vă dau deja, vă trebuie să intuiți cine. Avem doi ca să putem veni pe lume. Cine? Părinții. A, părinții sunt sfinți, iertare. Atunci ne uităm mai în spate și au păcătuit cine? Bunicii. Și te poți duce în spate cât dorești. Nimeni nu-ți mai stă în cale. Ești de neoprit. Teologia retribuției. Una dintre marile ispite cu care toți ne luptăm, toți de aici, începând cu mine. Față în față cu orbul din naștere, Ioan 9, ucenicii ridică marea întrebare, dacă o putem numi marea întrebare. Învățătorule, cine a păcătuit, el? Auzi, clar că s-a păcătuit aici. Clar, dacă e boală, e păcat. Înțelegi, dacă e suferință, e... El a păcătuit, e clar că cineva a păcătuit, trebuie să aflăm cine, el sau cine? Părinții lui. Ei ne-au băgat în cap asta, ucenicii Domnului. Dar înainte de ei, prietenii lui Iov gândeau în acest registru. Prietenii lui Iov se apropie de acest om cu care se laudă Dumnezeu. Și teologia aceasta a retribuției o pun în cuvinte filozofice, poetice, în niște discursuri din punct de vedere retoric strălucite, extraordinare, lecții de maestru. Nu ne învață nimeni teologia retribuției, pur și simplu o luăm din aer, o luăm din neam, o luăm din mintea noastră puțină, o luăm din lecturile noastre uneori atât de fragmentare și uneori discutabile. O luăm din felul preconceput în care citim textele Scripturii. De aceea unii dintre comentatorii cărții Iov au mers până acolo încât să afirme că de fapt cartea aceasta a fost scrisă tocmai ca să rezolve odată pentru totdeauna teologia retribuției, să arate cât de ieftină, cât de reducționistă este această teologie, ca să arate că în lumea spirituală e altfel decât în lumea fizică obișnuită și că în această lume nu funcționează întotdeauna principiul cauză-efect. Iar unele încercări sunt pur și simplu încercări, sau cum să zic, necazuri, sunt pur și simplu încercări, iar unele au de-a face cu viața, cu fragilitatea fizică, mentală, emoțională, pe care o avem cu toți într-o manieră limitată în noi, iar unele au de-a face cu mediul, cu viața însăși.
Nu cu tata, nu cu mama, nu cu Dumnezeu sau cu diavolul. Cu nici unul dintre aceștia, ci cu viața însăși. Înainte de a merge la a doua întâlnire, am zis că noi înșine ne confruntăm în această primă și majoritară întâlnire a vieții cu cei care vin asupra noastră, cu toată teologia asta, retribuție, chiar dacă nu ne-o spun. Dar ce fac? O gândesc. Dar nu v-am spus tot. Auziți tot. Nu numai că avem majoritatea în jur care gândesc așa. Noi înșine gândim așa. Eu gândesc așa. Evident, știu că nu e bine. Cum să nu știu dacă tocmai explic că nu e bine? Dar este foarte la îndemână. Fără să vreau, când un necaz mare vine peste cineva pe care îl cunosc sau îi știu un pic background-ul, istoricul, fără să vreau, mă gândesc la elemente, mă gândesc că e o pedeapsă, mă gândesc... La mine nu prea mă gândesc că e o pedeapsă, dar vedeți cât de subiectiv suntem și răi pe undeva. Răi. Dar cumva mi-e mai la îndemână, vreau să explic lucrurile, dar îl ajut, dar în același timp mă gândesc, îl ajut, dar îl judec. Că doar și prietenii lui Iov l-au ajutat, dar l-au judecat până la cer și înapoi. Nu numai că această teologie retributivă este incorrectă și este, cum vă ziceam, atât de fragilă, dar o purtăm în noi și ne luptăm toată viața cu ea în raport cu ceilalți. Este mult mai greu pentru mintea noastră să înțeleagă că răul este în bună măsură gratuit, adică se întâmplă și punct. Ca să fiu bineînțeles, am nevoie de o precauție, pentru că predic oricum rar aici și ar fi culmea și rar și amar, știi? De aceea îmi iau o precauție înainte de a merge la a doua întâlnire. Eu cred că anumite încercări sau anumite necazuri vin peste noi și ca o pedeapsă, adică pot să fie pedepse. Dar atunci când e o pedeapsă, omul conștientizează de îndată ce s-a întâmplat, despre ce-i vorba. Dar dacă cineva nu conștientizează cercetându-se, toți ne cercetăm în necaz, de acord. Dacă nu identifică, adică se căiește și de ce n-a făcut, ok, asta toți facem. Dar dacă nu identifică, dacă nu sunt lucruri concrete pe care să le identifice, ea este o încercare. Și cele mai multe necazuri, peste omul lui Dumnezeu, nu e pedeapsă, ci e ce? Încercare. E altceva. E ceva ce sfidează binomul cauză-efect. De aceea, în fața marilor necazuri individuale, familiale, prin care trecem sau vom trece, dacă viața e lungă, cu atâta mai mult vom trece, înaintea marilor necazuri, întrebarea de ce e cu totul deprisos, deși sigur că o punem, dar înțelegeți, e deprisos pentru că noi nu putem ajunge la o înțelegere rațională a suferinței. A doua întâlnire a lui Iov. Iov și Elihu. Iov și Elihu. Slavă Domnului că în cazul lui Iov nu au existat doar cei trei prieteni, ci a existat și un anume Elihu. Dacă vă ajută sau vă face plăcere, poate e bine să știți că dintre toate numele proprii din cartea Iov, numai Elihu e nume evreiesc. Celelalte nume sunt neevreiești. Adică cum, frate Ghiță, Iov nu a fost evreu? Se pare că nu, cel puțin după nume. Și el a avut o asemenea înțelegere a revelației a lui Dumnezeu fără să fie evreu? Înseamnă că e lucru mare, interesant. Sigur că e o mare dezbatere când a trăit Iov, nu când a fost scrisă cartea. Cartea a fost scrisă mult târziu după ce lucrurile s-au petrecut, mult, multe secole după. Cel mai devreme, Iov a trăit probabil pe timpul patriarhilor, a fost contemporan cu marii patriarhi, dar să știți că mai există încă o variantă și încă una, sunt trei variante mari, iar ultima, cronologic vorbind, este că a fost contemporan cu Solomon. Și toate variantele au anumite argumente din chiar textul cărții.
Iar dacă a fost contemporan cu Solomon, suntem în secolul 10 înainte de Hristos. Și lucrurile devin și mai interesante. Părerea dominantă este totuși că avem de-a face cu un Iov, cu un personaj care este contemporan cu patriarhii înainte de Sinai, de darea legii, și cumva dovedește cartea că fără lege sau înainte de lege, omul poate să ajungă cu mintea lui, cu cumințenia lui, cu strădania lui destul de departe, destul de sus în raport cu Dumnezeu, la o înțelegere uimitoare a lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Elihu, dragii mei. Elihu este cel mai tânăr, el așteaptă până epuizează ceilalți discursurile, sau îmi vine să spun până se epuizează. Și dacă vă uitați la capitolul 32, când intră în scenă acest vorbitor, când el intră în scenă, el spune ceva de genul: am ascultat perii albi, am vrut să dau o cinste, să respect. Pe vremea aceea bătrânețea, senectutea era la mare prețuire, prin urmare nu era de conceput ca cel tânăr să vorbească înaintea celui vârstnic. Dar acum, zice Elihu în primele versete din capitolul 32, dar acum vreau să spun și eu ce gândesc. Și asta este expresia din inima fiecărui tânăr din toate timpurile. După ce ne ascultă pe noi că nu mai sfârșim, vrea și el să spună, evident după ce ne ascultă, logic. Eu când am fost tânăr, foarte tânăr, aveam multe de spus. Pe măsură ce înaintez în viață, îmi dau seama că am tot mai puține de spus, până voi ajunge că nu cred că o să mai spun aproape nimic. Începând cu public, n-am să mai spun public. Dar poate nici la nevastă nu-i mai spun atâtea, nici la copii. De ce interesant, pe cum înaintez în viață, nici nu-ți mai trebuie atâtea cuvinte. Nu-ți mai trebuie atâta mâncare, atâta somn, atâtea cuvinte. Viața devine tot mai interesantă. Ne simplificăm, ceea ce mi se pare o evoluție. Mi se pare că, da, înțelegeți-ne, corpul nu mai e așa de important, oricum nici nu mai răspunde așa, mă, te enervează. Și toate astea te desprind cumva de realitatea aceasta corporală, fizică, știți, de tangibil, din nu prea mai poți controla lucrurile, începi să te obișnuiești cu asta. Asta e bine. E bine în sensul că ne legăm tot mai mult de cine? De cer, de cealaltă realitate. Ne pregătim de plecare. E bine, iată-l pe Elihu, cum vă spuneam, care vrea și el să spună ce gândește și spune. Și anticipez puțin. Să știți că Elihu vorbește mai bine decât... Asta e surpriza cărții. Cumva climaxul este legat de Elihu. Elihu vorbește mai bine decât cei trei prieteni ai lui Iov. Elihu cumva urmărește în discursul lor toate scăpările, toate, cum să spun, exagerările lor, toate, da? Tot ce n-a fost potrivit și parcă încearcă să evite și o face cu succes. Și Elihu are 4 discursuri în cele câteva capitole. Primul este în capitolul 32 și capitolul 33, în care Elihu zice ceva de genul: Dumnezeu este mai mare decât omul. Elihu ridică mult nivelul discuției și nu mai particularizează pe necazul lui Iov. Să știți că cel mai dureros pentru cineva în necaz este să vorbești despre necazul lui. Se poate vorbi de necazul lui, doar dacă vrea să vorbească cine? El. Nu eu să mă pun. Atâta vorbim de necazul unui om în suferință cât vrea el să vorbească. Când nu mai vrea, foarte bine, avem atâtea subiecte. Elihu, ca un mare psihoterapeut, simte că n-ar trebui să vorbim așa de mult lui Iov despre Iov. Hai să vorbim despre Dumnezeu. Înțelegeți? Hai să vorbim despre Dumnezeu. Când un mare necaz ni se întâmplă, de obicei sunt 2 etape. Să spunem și asta. Poate pe cineva ajută. Prima etapă, care este acută, e cu durere, e cu sângerare, e cu agonie. Prima etapă este necazul însuși sau este evenimentul, este etapa eveniment, așa se numește, când încă asimilezi evenimentul. Da? Evenimentul. Bun, el s-a întâmplat, dar ai nevoie de un recul, da? Ca să îl asimilezi. Și atunci este etapa eveniment, care ar trebui să fie relativ scurtă. Adică ar trebui să te descurci un pic cât mai repede cu etapa asta, pentru că e cea mai dureroasă. După eveniment, e a 2-a etapă care e lungă cât viața omului.
se numește etapa fenomen, în care evenimentul nu mai doare, rana nu mai sângerează, s-a cicatrizat, dar ne gândim la eveniment ca la un fenomen și luăm în calcul, dacă cineva drag ne-a plecat prematur, subit, ne gândim la alții care au plecat la fel. Ne gândim la acest subiect care este moartea subită, care devine un subiect după ce treci în faza a doua. Dacă copilul tău sau unul dintre ei, după ce a devenit major, a ales să nu rămână în confesiunea ta sau a mea, ba chiar poate să nu rămână în credință, în practicarea credinței creștine. La început e eveniment, e dramă, apoi devine, cum am zis, un fenomen. Și îți pui întrebări, unele sclipitoare, despre ce înseamnă a crede, despre cât de mult contează mediul familial, cât de mult. Până atunci ai valorizat 100% mediul, ai crezut că dacă pui ce trebuie la plantă, planta va crește. Dar uite ce se poate întâmpla cu câte o plantă. Îți vei pune întrebări asupra propriei confesiuni. Dacă nu s-ar fi întâmplat, nu ți-ai fi pus. Vei pune pe cântar toate predicile pe care le-ai rostit sau pe care alții ți le-au rostit. Te vei întreba despre cântări, dacă le-am cântat pe cele potrivite. Poate nu, dacă omul a plecat. Etc. Ți se depistează o boală incurabilă, fără leac. La început e evenimentul, apoi devine, cum am zis, un fenomen și te gândești mult mai nuanțat la subiect. Mult mai nuanțat. Elihu, ca să ne întoarcem la el, știe să vorbească despre drama lui Iov nu ca despre un eveniment, ci ca despre un fenomen. De aceea Elihu e mare, de aceea e sclipitor, de aceea unii spun că poate nici n-a fost om, poate a fost înger care s-a întrupat. Al doilea discurs, capitolul 34, întregul capitol 34, este o apărare a dreptății lui Dumnezeu. Elihu, cu foarte multă dibăcie, ca un mare teolog, apără dreptatea lui Dumnezeu. Al treilea discurs, capitolul 35, este revendicarea lui Iov de a avea dreptate, care pune la îndoială, spune Elihu, abia în al treilea discurs îi se adresează direct lui Iov și îi spune: Iov, tu prin atitudinea ta, atenție, prin atitudinea ta, pui la îndoială dreptatea cui? A lui Dumnezeu. Elihu nici măcar nu spune că nu e justificată atitudinea, pentru că omul e în necaz, omul nu-i sănătos ca mine. Dar atenție, se pare că Elihu i-a urmărit nu numai pe cei trei prieteni, ci a urmărit și un pic s-a îngrozit de reacția cui? A cui? Cine reacționa după fiecare cuvânt a prietenilor? Iov! Elihu se îngrijorează de ceva de mare rafinament. Vă rog să observați asta. Elihu zice: Iov, eu nu-ți imput nimic, eu nu spun că tu ai greșit. Eu nu sunt prietenii tăi. Eu nu am teologia retribuției, m-a izbăvit Dumnezeu din ea. Eu nu despre asta îți vorbesc. Eu îți spun că, da, tu nu ai greșit. Eu plec de la premisa, tu nu ai greșit. E încercare pură. Dar anumite cuvinte m-au îngrozit la tine. Anumite atitudini m-au speriat la tine. Înțelegeți? Atitudinea în necaz. Nu de unde vine necazul. Capitolul 35, dacă vă stârnesc curiozitatea să-l recitiți acasă, veți vedea cu câtă delicatețe acest Elihu, despre care nu știm aproape nimic, cu câtă delicatețe el arată că atitudinea nepotrivită a omului, fie și în necaz, poate să aducă un afront la adresa lui Dumnezeu, care rămâne totuși Dumnezeu. Al patrulea discurs, capitolele 36 și 37, vorbește despre natura relației lui Dumnezeu cu lumea. Aceste două capitole sunt capitole de teologie pură, iar spre deosebire de prietenii lui Iov, acest Elihu nu face chemare la sfârșit. Îl ridică prin discurs pe Iov, adică, cum să vă zic, solicită mintea, de altfel foarte inteligentă, a lui Iov, să se ridice la un nivel maxim, ca un fel de vultur care se ridică mult deasupra realității pământești. Și vorbește ca un mare teolog despre cum se raportează Dumnezeu la lume, la creație.
O temă care pentru noi, mai ales pentru evanghelici, este aproape nedeschisă, nu zic nedezbătută. Noi atât de mult am particularizat lucrurile și le-am personalizat, încât noi încă mai avem curajul să afirmăm de pe scene și de pe la microfoane, să afirmăm că Domnul a murit pentru mine. Adică, bun, de acord, dar până să spun asta ar trebui să mai spun câte ceva. Și poate după ce spun uneori ar fi bine să mă mai opresc, să nu mai zic neapărat pentru mine, pentru că sunt un individualist care îl ducem de afară în biserică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Jertfa lui Hristos în Noul Testament de obicei este pusă în raport cu lumea, cu oamenii, în sens comunitar, în sens colectiv, și asta foarte personal apare mult mai rar, deci ar trebui să respectăm proporția. Numai că e greu de înțeles, cum adică cu lumea, cu creația. Vorbim mult despre răscumpărarea individuală, prea mult, excesiv de mult, fără să amintim măcar o dată, la sfârșitul unei predici, că va fi și o răscumpărare generală, că va fi un cer nou și un pământ nou și că până la urmă creația însăși, într-un mod tainic, neînțeles de noi, va fi mântuită. Că se vor mântui necuvântătoarele, că se vor mântui văzutele și nevăzutele. Elihu ar putea să le ajute. El a înțeles ce n-au înțeles profesorii ceilalți. Prin urmare, sunt trei atribute pe care Elihu le acordă lui Dumnezeu în aceste patru discursuri. În primul rând e știința lui Dumnezeu, o veți găsi în aceste discursuri, apoi dreptatea lui Dumnezeu și în cele din urmă suveranitatea lui Dumnezeu. Prin urmare, Elihu vorbește foarte puțin despre Iov și despre necazul lui, cum să zicem, concret, și vorbește mult despre cine? Despre Dumnezeu. Pentru că un om în încercare, și de aici avem o mare lecție, un om al lui Dumnezeu, un creștin, un om serios, un om minunat, dar care a pățit rău, în încercare așteaptă de fapt, chiar dacă nu știe să-ți o ceară, să-i vorbești frumos, elegant și dacă se poate înalt, să-i vorbești cât mai amplu. Despre cine? Despre Dumnezeu, pe care el acum e supărat. Și e normal că e supărat. Pentru că trebuie să te agazi de cineva în durerea ta. Cu care el acum nu știe cum să aibă o relație. Dar tu vii la el dintr-o relație obișnuită, sau cum să spun, normală cu el. El așteaptă să audă de la tine ce nu poate el rosti. El așteaptă de la tine, de la mine, așteaptă coerență. Știi? Coerență. Pentru că el nu mai e coerent. Dacă în dreptul prietenilor am trecut retribuție, puneți, vă rog, în dreptul lui Elihu, reflecție. Reflecție. Elihu nu rostește sentință și de aceea Elihu e mai mare decât ceilalți. Elihu nu face judecăți de valoare, cum suntem noi tentați să facem. Elihu nu oferă nicio rețetă, nu spune, dacă te căiești, vei fi izbăvit. Nu spune, dacă recunoști și faci rugăciunea păcătosului, o să-ți fie bine. Elihu nu se joacă cu prostii, cu lucruri slabe, cu manipulare. Elihu zice, hai să ne gândim mai larg, mai profund. Elihu nu are soluții. Dacă vă vine să mă întrebați, bun, el vine cu soluții? Nu, nu vine cu soluții. Nu e un pic enervant? Ba da. Ba da, e enervant. Că aștepți de la cel care vorbește bine să-ți dea la urmă, nu? Să-ți dea tableta, să-ți dea... Tableta, nu tableta aceasta. Știți ce zic tableta? Medicamentul. Să-ți ofere, să... Elihu la urmă nu spune fă așa și va... Nu-ți dă nicio garanție. Elihu pur și simplu îți vorbește despre Dumnezeul cu care tu ai anumite dificultăți acum, e normal... Îți vorbește, da, despre o relație pe care tu ai pierdut-o temporar. Elihu stă acolo mai degrabă ca un martor între tine și cine? Și Dumnezeu, dar mai degrabă de partea lui Dumnezeu și este apărătorul naturii, a caracterului lui Dumnezeu. Știți care e vestea bună? Vestea bună e că între întâlnirile vieții nu avem doar întâlnirea cu prietenii, cu cei majoritari.
Ci printre acei prieteni, uneori și mai ales când avem mai mare trebuință, Dumnezeu aduce în preajma noastră pe cine? Ziceți pe nume. Pe Elihu. Care de obicei e cel mai tânăr, care de obicei n-a avut timp să vorbească, n-a avut intrare, că ăștia erau pe listă, despre care nici nu știa dacă mai e pe aici sau a plecat. Iar Elihu se ascunde uneori într-o persoană reală, într-un om vârstnic, într-un copil. Se ascunde alteori într-un material video din ăla care merită văzut. Se ascunde alteori într-o predică sau într-o serie de predici. Se ascunde într-o întâlnire astrală, magistrală cu cineva, tet-a-tet, dialog, în care ați schimbat câteva cuvinte, dar foarte multă energie, încă energie din aia de la Duhul Sfânt, nu energie de la om la om, ci de la Duhul lui Dumnezeu. Se ascunde într-o carte bună, citită la timp, la vremea potrivită. Se ascunde niște pasaje din Scriptură pe care, paradoxal, până atunci, deși le-ai citit, nu le-ai văzut cu adevărat niciodată. Se ascunde într-o experiență spirituală. Asta vreau să spun, nu e neapărat o persoană. E o persoană, dar poate să fie mai mult decât o persoană. Se ascunde într-o circumstanță. Elihu are multe chipuri. Dar ce vreau să te asigur, ia asta te rog ca o încurajare. În viața fiecăruia dintre noi, când suntem mai slabi și mai fragili, Dumnezeu îl rânduiește pe Elihu. Și să vă spun un lucru mai frumos decât acesta, mai măreț. Nu numai că avem fiecare câte un Elihu la care e bine să luăm seama, dar eu zic să ne ajute Dumnezeu ca noi înșine să fim pentru ceilalți cine? Un Elihu. Nu cu retribuția, ci cu ce am zis. Cu reflecția. Hai, Iov, să ne imaginăm. Hai să spun Iov ce am citit eu. De fapt, asta face Elihu. Elihu pune la bătaie toată biblioteca ce o avea deja în minte. Știți? Și hai să-ți fac o sinteză. Mi-e drag să-ți fac o sinteză. Este discursul lui Elihu foarte teoretic? Da, este. Vorbim de rău teoria? Da, o vorbim. Ce trist. Nu este Elihu practic? Nu este. Nu spune punctul 1, punctul 2? Nu spune. Da, este teoretic. Elihu te scaldă, te copleșește într-un discurs despre teism, despre cine e Dumnezeu, atât cât putem ști, despre cum se comportă Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim Elihu. E o luptă. Dar să fim Elihu, să nu simtă celălalt acuzație, știți ce zic, judecată și alea care ne vin, alea le reprimăm. Noi vrem să fim Elihu. A treia și ultima întâlnire, nici nu există una mai mare. După prieteni și după Elihu, avem Iov și cine credeți? Dumnezeu. Să știți că în cartea Iov numai Dumnezeu vorbește mai bine decât Elihu, dar asta n-ar trebui să ne mire, mereu Dumnezeu vorbește mai bine. Prin urmare, în final, dragii mei, în finalul cărții, avem răspunsul pe care Dumnezeu îl oferă după ce Elihu își încheie cuvântarea, mă refer cu începere de la capitolul 38 până la final, la ultimul capitol. Dumnezeu intră în acțiune și după ce atâtea întrebări ridică Iov la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde, iar tot discursul lui Dumnezeu nu este de fapt un răspuns unul la unul. Asta vă rog să observați și cred că ați observat din lectură. Dumnezeu nu ia întrebarea 1 a lui Iov și apoi răspunsul numărul 1, întrebarea 2. Nu există așa ceva. Dumnezeu nu răspunde cartezian, nu răspunde logic. Dumnezeu, spun unii comentatori, îmi place această formulare, sunt întru totul de acord cu ea. Dumnezeu, de fapt, nu-i oferă lui Iov un răspuns, ci oferă altceva. Dar nu vă spun ce. Spunem un pic mai târziu. Să vă întrebați acum, dar ce oferă altceva dacă nu-i oferă un răspuns? Operăm uneori cu niște noțiuni greșite sau, cum să zic, limitate, limitative. Dumnezeu e răspunsul
Citește Biblia, vei afla toate răspunsurile, serios. Eu o citesc de ani de zile, ba chiar o studiez și n-am aflat toate răspunsurile. Dar poate nu trebuia să vă spun asta. Pentru că nu pot fi conținute cartezian într-un text, oricare ar fi textul acela. Mereu îmi dau seama că este textul și mai trebuie ceva. Cea mai grea bătălie o am cu aia ce mai trebuie. Poate nu trebuia să vă spun asta. Să mă iertați. Uitați asta. Mă, numai asta o să țineți minte. Mă lupt cu partea aia. Mai trebuie ceva. Adică textul și încă ceva. Poate cândva o să vorbim despre asta. Textul și încă ceva. Că nu poate fi magie. Creștinismul luptă împotriva magiei. Nu poate fi totem, nu poate fi cuvânt magic. Știți ce zic? Niște mantre care să le... Nu poate fi. Nu-i voie să fie. Nu că nu poate. Nu-i voie să fie. Și dacă ar putea fi. Nu-i voie. Dumnezeu ridică două întrebări sau, dacă vreți, două provocări înaintea lui Iov, ca să simplificăm discursul lui Dumnezeu. Finalul. 38, 39, 40. Prima provocare este ceva de genul: Iov, ce știi tu despre felul cum am conceput eu lumea? Vedeți, cartea Iov este o întreagă teologie a creației, dacă am avea ochi să o vedem. Pur și simplu Dumnezeu îl ia pe Iov și îl poartă într-un fel de tur al creației. Și îl duce arătându-i cam toate ale creației și îl întreabă ironic de-a lungul acestei prezentări: Iov, când am făcut eu cu tare și cu tare, unde erai tu? Iov, să mă ierți, zice Domnul ironic în subtext, să mă ierți că le-am făcut fără cine? Fără tine, să mă ierți. Este ca și când ne cresc copiii, ai noștri deja au crescut, sunt peste 18 ani, deci vă dați seama ce minunat e la noi acasă. Toți suntem adulți, aia nu poate fi simplu. Mai pe vremuri eram numai doi adulți, lucrurile erau mai clar. Este ca și cum ne cresc copiii și bagă de vină. Casa nu-i bună, camera nu-i bună, mașina nu-i bună. Păi, dar toate astea aproape, toate le-am făcut când tu ori nu erai, ori erai foarte neajutorat. Să mă ierți că nu te-am așteptat să crești. Să stăm și noi într-o rulotă ca să ne arăți cum să facem. Am văzut că ironia funcționează cu ei. Scap pentru o vreme. Păi să mă ierți, că eu așa le-am știut face. Nu mai o sândi atâta. Cu siguranță tu vei face cu totul altfel. Eu abia aștept să văd, să mă minunez, să scriu, să-mi notez. Abia aștept. Tate, nu-ți bate joc de mine. Bă, nici tu de mine. Corect, nu? Uite, eu mă opresc, dar ne oprim amândoi. Așa fiecare știm să... Dumnezeu îi arată lui Iov cei doi monștri. Monstru terestru? Da, monștri. Și monstru marin. Pasionație de apocaliptism. Nu neapărat de apocalipsa, de apocaliptism. Veți găsi pe internet ce vă spun. Și acum se străduie să găsească la ce se referă cei doi monștri. Și au explicații interesante. Zice: Iov, uită-te la el. Și Iov se teme, ca într-un film de gros. Se teme, cum să nu te temi? Cel mai mare mamifer marin sau terestru. Și ăștia doi au ieșit din mâinile mele. Care tu te temi? Acolo este prezentată creația în dimensiunea ei de temut. De temut. Nu drăgălașă și prietenul omului. Că mănâncă din palma ta, la te mănâncă pe tine, cu neamul tău, cu tot. Iov, când eu îi făceam pe ăștia și le dădeam drumul în... Tu, Iov, unde erai? A doua provocare. Asta apare în capitolul 40 până la 42. Deci cumva prima parte a discursului Dumnezeu, pentru cei mai riguroși, este 38 cu 1 până la 40 cu 5. 38 cu 1, 40 cu 5. Și a doua parte, 40 cu 6 până la 42 cu 6, unde am citit noi.
A doua provocare este mai grozavă decât prima. Dumnezeu îi zice lui Iov ceva de genul: auzi, Iov, se pare că eu, din nou o ironie de mare ținută, se pare că eu am cam dat o îmbară cu dreptatea în ce te privește, pentru că, într-adevăr, nu e corect ca cel neprihănit să suferi. Nu e corect, corect. Deci Dumnezeu, într-un fel, într-un final, pare a se trezi din... Și cam ce târguială am făcut eu cu diavolul, să știi că totuși îmi dau seama că a fost un pic cam mult. Și cred că Dumnezeu își dă seama că a fost cam mult, cam mult. Dar cumva la timp se oprește. Și îi zice... Și poate vă fac curios să citiți și partea a doua a discursului lui Dumnezeu, a răspunsului aceluia. Și Dumnezeu zice: auzi, Iov, eu mă dau bătut. Acum nu scrie chiar așa, dar în subtext Dumnezeu zice: uite, Iov, eu mă dau bătut, intru în jocul ăsta cu tine. Tu ești foarte nemulțumit, te înțeleg. Eu am eșuat. Pur și simplu situația ta mi-a scăpat din mână. Te rog, pentru o zi, administrează tu dreptatea pe pământ. Te las la pupitru pentru o zi. Știți filmul, nu? Dumnezeu pentru o zi. Cam despre asta e vorba, dar mult mai adânc decât în film. Iov, în lumea asta este multă nedreptate, pentru că așa cum tu o vezi pe a ta nedreptatea, să știi că alții o văd pe a lor și eu, Dumnezeu, sunt un pic depășit de situație, sunt copleșit deja de atâta nedreptate câte s-a făcut omului, și e cu îngăduința mea, e cu știrea mea, e cu, poate cu neștiința mea, nu mai știu Iov ce să zic. Iov, te rog, ia tu toate uneltele și arată-mi cum se face. Iar după aceasta, a doua și ultima provocare, Iov are reacția de la începutul capitolului 42, pe care am citit-o, și Iov zice: am vorbit despre minuni și despre lucruri care sunt mai presus de mine, pe care nu le înțeleg. Am vorbit, dar nu înțeleg. Am avansat ipoteze, dar nu înțeleg. Prin urmare, față în față cu realitatea lui Dumnezeu, Iov are această reacție, spunând acele cuvinte care sunt de-a dreptul surprinzătoare în gura lui Iov. El zice: Doamne, acum, după ce ochiul meu te-a văzut, ochiul sufletului se înțelege, ce fac? Vă rog, puneți verbul. Ce fac, zice Iov? Acum, după ce te-am văzut, ce scrie în ce am citit noi? Mă pocăiesc. Aș vrea să înțelegeți că acest mă pocăiesc e surpriza acestei seri. Am ținut o predică întreagă să pot ajunge aici. Și apreciez că m-ați așteptat. De fapt, eu aici am vrut să ajung. Să ridic înaintea dumneavoastră marea întrebare: cum e posibil ca un om neprihănit, despre care Dumnezeu spune că e neprihănit, prietenii recunosc, el aduce argumente ale neprihănirii sale, omul acesta era un om moral, omul acesta nu a greșit cu voia, evident că nu era perfect ca Dumnezeu, dar era dintre oameni, omul cu care se laudă cine? Dumnezeu. Cum e posibil ca un asemenea om să zică cum? Mă pocăiesc, noi am crezut că asta mă pocăiesc, e numai pentru interlop, e numai pentru înșelătorii de nevastă, de bărbat, e numai pentru femeile care avortează, am crezut că e pentru cel care se droghează, care consumă alcool, care are adicții. Stai, că noi am crezut că e pentru fiii risipitori, care nu mai umblă la biserică. Noi am crezut că pocăința e pentru cel rău, despre răutatea lui mărturisește el, mărturisește familia, mărturisim noi, toți care îl cunoaștem, și tot internetul spune. Nu, despre acela e pocăința. Acela îi se potrivește care expresie. Mă pocăiesc. Iată surpriza serii. Înseamnă că pocăința este mai mult decât moralitate. Înseamnă că pocăința e a tuturor, chiar și a celor care respectăm moralitatea creștină, în variantă de sinteză, decalog și predica de pe munte, variantă de sinteză, care avem, nu-i așa, atenție la viața pe care o trăim și care încercăm să creștem în sfințenie, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu,
Înseamnă că dacă Iov a avut nevoie să spună, ba chiar din inimă a spus, mă pocăiesc, înseamnă că dacă el, neprihănitul, se pocăiește, înseamnă că toți de aici, începând cu mine, ar trebui să conștientizăm. Și ce să facem? Să ne pocăim. Pentru Iov, mă pocăiesc înseamnă mă uimesc. Mă uimesc. Adică mă las fascinat de tine, Doamne, uit de ale mele, vreau să le trec în plan secund, ele încă sunt acolo, durerea e pe mine, pierderea e pe mine, da, Doamne, le secundariez, nu le pot uita, le trec în plan secund și mă fascinez de tine. Mă pocăiesc înseamnă mă uimesc. Pentru Iov mă pocăiesc înseamnă mă smeresc. Mă smeresc cum nu m-am smerit niciodată, am fost un pic cu nasul pe sus, poate și din cauza că am fost drept, că am fost moral, că am avut inima aleasă, că am empatizat, că n-a fost om nevoiaș la care o să nu-i dau, poate și din cauza asta moralitatea mea, culmea, Doamne, m-a făcut un pic arogant, deși eu știam că n-am niciun merit. Dar faptul că sunt un om bun, prin efect, nu e rău să fii om bun, dar prin efect, m-a făcut un pic arogant, m-am luat de gât cu tine. Nu mai zic cu prietenii mei, lasă-i pe aceia, că m-au și supărat. Cu tine m-am luat. Pentru Iov mă pocăiesc, înseamnă mă cumințesc. Mă fac de acum înainte băiat de care? Cu minte. Ce înseamnă mă cumințesc în cazul Iov? Înseamnă orice încercare va fi să mai vină peste mine. Voi fi atent la limbaj. Păi fii atent la ce gândesc, nu o să mai îmi permit orice gând, nu o să mai îmi permit orice cuvânt. Am ajuns aproape să blasfemiez, Doamne, cu gândul și cu cuvântul. De acum mă încumințesc în așa fel încât voi fi foarte atent la limbaj, foarte atent. Și chiar dacă în minte scânteia s-a ivit, o voi stinge din minte. Și nu voi lăsa să iasă pe gură, nu voi lăsa să atingă, să rănească, să murdărească în jur. Voi încerca să rămân o pildă, să rămân cu demnitate în mijlocul suferinței, oricare va fi decizia ta. Mă pocăiesc înseamnă mă cumințesc. Chiar dacă e o încercare, da, e o mare încercare, e la limită. E o încercare de gradul zero, da, Doamne, dar eu... Nu voi mai vorbi oricum, voi fi foarte atent, îmi dau seama că e important nu numai ce mi se întâmplă, ci și cum percep eu, cum vorbesc eu despre ce mi se întâmplă. Dacă în dreptul prietenilor ați trecut retribuție și în dreptul lui Elihu ați trecut reflecție, treceți vă rog în dreptul lui Dumnezeu revelație. Revelație. Dumnezeu nu îi dă lui Iov un răspuns, ci îi dă o... Acum știm, o revelație. Dumnezeu nu-i ține o lecție lui Iov. Dumnezeu nu zice ca un mare profesor, dacă vrei să auzi lecția, trebuie să vii la clasă și încă trebuie să intri înaintea mea, să intri la timp și să fii cu minte. Și dacă nu ești atent, să nu faci gălăgie, deja e bine. E bine, Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu nu-i dă o lecție lui Iov, ci Dumnezeu se dă pe sine lui Iov. Până acolo merge cu Iov, nu puteți să nu fiți emoționați de asta, încât zice, sunt dispus Iov de dragul tău să schimbăm pentru moment ce? Rolurile. Ce profesor face asta? Cine se riscă până într-acolo? Vino tu în locul meu. Eu am eșuat. Eu n-am rezolvat problema de pe tablă. Eu știu, dar nu știu să explic. Și tot e grav. Te rog, vină în locul meu. Eu mă așez în bancă. Învață-mă tu cum se face. Arată-mi tu care sunt legăturile pe care eu nu le-am văzut. Acestea sunt întâlnirile vieții. Mă rog lui Dumnezeu ca de la prieteni la Elihu, toți de aici, să ajungem în cele din urmă la cine? La Dumnezeu. Amin. Să auzim glasul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, atenție, nu înseamnă că Elihu nu mai vorbește, doar Elihu a fost foarte important pentru noi, înțelegeți?
Nu înseamnă că atunci când Dumnezeu vorbește, Elihu dispare. Nu, el rămâne în preajmă. Nu înseamnă că dispar cine? Prieteni, ei vor fi mereu acolo, vă rog, nu absolutizați, vă rog, nu prin anulare, nu știu cine ne-a învățat cu tehnica asta. Prietenii rămân acolo, ne vor indigna mereu, avem nevoie de indignarea aceea, că ei în felul ăsta ne împing spre cine? Spre Dumnezeu, înțelegeți? Ei ne împing cu limitarea lor, cu judecata lor, cu osândirea lor. Ei ne împing, fără să vrea. Important e să ajungem de la retribuție la reflecție și apoi să ajungem la revelație. Că aceea e mântuitoare. Nu prin prieteni ne mântuim, nici măcar prin Elihu, ci printr-o întâlnire în plan sufletesc, nevăzut cu Dumnezeu. Amin.